Mulțumim, domnule Ghitorci. Ce bine ar fi ca și acum la Direcția Generală a Învățământului Public, primul obțitor sau unul din obțitori tot de asemenea să fie un reprezentant al învățământului din care să ne reprezinte șefia noastră și să simte dorerile noastre mai din aproape. Mulțumim, domnule Ghitorci. Și acum, cu deosebită plăcere, ofer cuvântul domnului ministru consilier Iulie Ivan, din partea Consulatului General al României. Atunci, în acea perioadă când s-a deschis școala și mai târziu puțin, tot un Ivan aveam aici la Cernăuți, un Ivan de-a nostru, adică un Ivan român, era vorba de Consul General al României la Cernăuți, Ivan, acum avem un Ionien Ivan, și cu plăcere oferim cuvântul pentru că reprezentați legăturile noastre cu patria noastră istorică. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tărțan, onorată asistență. Dați-mi voie să încep cu a spus-o în scurtele cuvinte domnul Tărțanu. Da, într-adevăr, în anii 90 era domnul Ilie Ivan. Tot în aceeași perioadă lucram și bucurie de domnul Nichitovici. Eram la... răspundeam chiar de cultură atunci, la Ambasada României, la Kiev. Eram destul de des aici, la Cernăuți. Context în care am avut deosebita plăcere, onoare să-l cunosc pe domnul director, domnul profesor Mihai Jad, pe omul de cultură, pe această personalitate pe care sper să nu greșesc, numind-o un pedagog al neamului său, Cernăuți, aici, în Bucovina. Iată, acum îl comemorăm, grație, știu și eu, sprijinului pe care Centrul Cultural Eudoxiu Hormuzachi, îl văd în sală și pe domnul director, domnule președinte, vă mulțumim în numele Consulatului. Vreau să transmit aceleași gânduri frumoase, aceleași gânduri de comemorare, acest pios omagiu și din partea domnului Leonora Moldovan, Consul General, din păcate, nu poate fi astăzi alături de noi. Sunt atât de multe comisii de la Ministerul Învățământului, de la Ministerul de Externe din România, pentru bursele de studii, nu mai e un secret pentru nimeni. Sper să deschidem acest pod cultural de învățământ științific, această colaborare pe care trebuie să o numim, nu știu, la un moment dat chiar diplomație publică, care să ne apropie. Mai mult să nu mai trăim cu temerea că va aprova, nu va aprova nu știu cine, deschiderea unei școli de limbă, unei clase de limbă română sau unei clase de limbă ucraineană. Limba, într-adevăr, constituie o punte de legătură între popoarele noastre. Limba contribuie, într-adevăr, la menținerea unității de neam, de cultură. Am fost, mai fac o scurtă paranteză, am fost nu de mult în câteva sate ucrainene din nordul României. Am asistat la o slujbă religioasă acolo, foarte frumos ținută în limba ucraineană. Învățământul este în limba ucraineană, există și un liceu în limba ucraineană. Deci încet, încet ne apropiem de acea punte de legătură, de acea punte spirituală între România și Ucraina. Vorbește vecine, surori, aici, în inima Europei. Așa cum spuneam, l-am cunoscut pe minunatul profesor Jar, lipsește, ca orice om de cultură, de artă, ca orice român, dar am văzut, au fost multe delegații din România, chiar niște schimburi de experiență pe linie de învățământ, cred că se vor concretiza domnule director. A fost o delegație din Franța, nu de mult, la gimnaziul numărul 6, Sperăm ca aceste acțiuni să continue. Iată, avem acum un sprijin în Centrul Cultural Eudoxiu Hormuzachi. Sper să reușim împreună să facem să dăine, ca să-i spun așa, să continue activitatea. Și, așa cum spunea și domnul Nichitovici, folosesc și eu acest prilej pentru a transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor. Și vă salut pe toți prezenți în această sală, ziariști, foarte mulți, foarte, foarte bine, oameni de cultură, de altă, lideri de societăți.
Mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să ne ajute tuturor să fie bine și în România și în Ucraina.